În a treia zi a Crăciunului, când Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Apostol, întâiul mucenic și arhidiacon Ștefan, la Catedrala Patriarhală, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de preasfințitul părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre cuvântarea Sfântului Arhidiacon Ștefan înaintea Sinedriului. Plin de înțelepciune și de Duhul Sfânt, Sfântul Arhidiacon Ștefan a ținut o amplă cuvântare pe care Sfântul Luca o reține în întregime pentru valoarea ideilor pe care le cuprinde această predică. Și după ce face o istorie a legii Vechiului Testament, de la Avraam la Moise, epoca lui Moise și plecarea evreilor din robia egipteană în Țara Sfântă, și mai ales construcția templului de către Solomon și viața religioasă din jurul acestuia, Sfântul Ștefan reproșează evreilor această învârtoșare a lor la inimă, acuzându-i nu doar de uciderea prorocilor care au fost trimiși de Dumnezeu pentru a pregăti calea lui Mesia, ci acuzându-i chiar de vânzarea și de uciderea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Preasfinția sa a vorbit și despre martiriul Sfântului Arhidiacon Ștefan. Și atunci evreii și-au sfâșiat hainele, s-au bătut un pept considerând că Sfântul Arhidiacon, aflat în fața judecăților, a hulit, l-au scos afară din cetate, pentru că în cetatea Ierusalimului, cetatea păcii, nimeni nu putea să fie executat și în apropierea porții Damascului l-au ucis cu pietre. Printre cei care au participat la această crimă s-a aflat și tânărul Saul, pe care Dumnezeu îl va chema pe drumul Damascului mai târziu la slujirea apostolică și care păzea hainele atât ale condamnatului cât și ale celor care îl ucideau pe acesta cu pietre. Și căzând în genunchi, Sfântul Ștefan a strigat: Doamne, iartă-le lor păcatul acesta. Iubiți credincioși și credincioase, moartea Sfântului Arhidiacon Ștefan arată curajul unui om care l-a iubit până la sfârșitul vieții sale pe Hristos și arată icoana unui creștin care a împlinit până în ultimile detalii cuvintele Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Tot astăzi, în Biserica Ortodoxă, sunt pomeniți Sfinții Iosif Logodnicul, David Prorocul, Iacob Rudenia Domnului, precum și Sfântul Cuvios Teodor Mărturisitorul.